tot ceea ce sunt eu, de când m-am născut și până în momentul de față când stau de vorbă cu voi, viața mea se datorează Bunului Dumnezeu, care tot timpul a fost un sprijin pentru mine și când mi-am dorit, din punct de vedere profesional sportiv, să am continuitate, să fiu bine, să pot să joc. Apropo, vreau să vă spun că în momentul când intram pe teren, astea sunt niște lucruri care țin efectiv strict de inima mea, de interiorul meu, de trăirea mea, aveam o rugăciune și spuneam așa, zic, Doamne, zic că-ți mulțumesc pentru toate momentele în care pot să fiu pe teren, să pot să fiu sănătos, să joc, să intru pe gazon, pentru că știu că cu momentele astea nu mă voi mai întâlni niciodată. Și asta era rugăciunea mea când intram pe teren. La fiecare meci, la fiecare antrenament, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi că mă ajut să pot să fiu pe teren. Mă ajut să am parte de aceste momente și clipe unice, pentru că eram conștient că mai devreme sau mai târziu va veni și finalul unei cariere, pentru că așa este normal, așa este ciclu. Sigur că sunt multe persoane care ar trebui să le menționez în mulțumirile mele și să le transmit că le mulțumesc frumos. Nu pot să-i cuprind pe toți după nume, că sunt foarte multe persoane care m-au sunat. De-a lungul timpului vreau să vă spun că am primit multe mesaje de încurajare, zeci, sute, mii de mesaje de încurajare de la oameni pe care nu-i cunosc. Am simțit dragostea oamenilor. Asta am simțit. Am simțit că lumea mă înconjoară cu dragoste. Lumea îmi transmite gândul lor bun, dragostea lor, rugăciunea lor, empatia lor, și toate lucrurile astea m-au ajutat. M-au ajutat foarte mult pentru că mi-au dat putere. Gândiți-vă că fiecare om care are un gând îndreptat către Dumnezeu și spune, Doamne, ajută-l pe Flori sau dă-i sănătate la Florin. Îți dai seama că sunt minuni care se întâmplă și atunci Dumnezeu revarsă și asupra mea gândul lor bun, îl întoarce și către ei și așa primesc și eu putere să pot să merg mai departe, să pot să lupt, pentru că lupt și îmi doresc să transmit mai departe modul meu de a dori să fac bine. Am văzut atâtea minuni în viața mea de când sunt în boală, atâtea minuni care se întâmplă, care am văzut cu ochii mei, trupești, încât am fost copleșit. În unele momente, în unele zile, am fost copleșit de tot ceea ce mi s-a întâmplat. Să fie buni în continuare și cu toții să încercăm să schimbăm ceva în bine, să avem dragoste unul față de altul, să ne ajutăm, să fim buni în viața de zi cu zi și fiecare dintre noi avem puterea de a schimba lucrurile în bine. Uitați că sunt aici în fața dumneavoastră, în fața voastră, cu o mare bucurie și pace în inima mea și tot ce pot să spun este că de când am descoperit că am boala, sunt lucruri poate mai puțin de înțeles, dar sunt fericit, sunt un om fericit.